Titlul declarației mele de astăzi este Eșecul proastei legiferări pe evaziunea fiscală trebuie corectat. Legea care vine să corecteze anomaliile legislative introduse în reglementarea evaziunii fiscale de către deputatul PSD Cătălin Rădulescu și acceptate de președintele Klaus Iohannis prin promulgarea lor, va primi mâine raportul de la Comisia Juridică în Camera Deputaților. Acesta va fi un test de etică fiscală la care vor sta martori cetățenii acestei țări care ne-au adus în Parlamentul României pentru a le proteja interesele. Votul de mâine va da cățile pe față. Cine e preocupat de furtul din banii publici și cine e dispus să închidă ochii la această hoție legalizată. Se pierd 4 miliarde de euro anual prin tacticile evazioniste, iar cei care comit această infracțiune scapă de pușcărie dacă dau banii înapoi. Hoțul neprins, negustor cinstit. O vorbă românească care caracterizează foarte bine viziunea celor care preferă să ignore efectele pe termen lung ale actualei reglementări și refuză să voteze o lege bună doar pentru că vine de la USR. Media nivelului evaziunii fiscale pe anii 2016-2019 este de 33% în România, în timp ce media la nivel de UE este de 9,2%. Cu toate acestea, Uniunea duce lupte la sânge pentru a o elimina din sistem, în timp ce noi avem grijă să îmblânzim legislația națională. Curând vom începe să fim taxați pentru această irresponsabilitate crasă. În timp ce evazioniștii se îmbogățesc ilicit, românii de rând se chinuie să trăiască pe niște salarii și pensii ifime. Stimați colegi, nu văd să vă preocupe foarte mult acest subiect. Aud doar declarații populiste. Creștem pensiile, impozităm bogații, însă nu veniți cu soluții concrete și aplicabile. Această gândire irațională trebuie să înceteze. Asumați-vă rolul pentru care ați primit acest mandat, domnilor parlamentari. Dați mâine un vot favorabil legii evaziunii fiscale, o lege pentru oamenii cinstiți a acestei țări, o lege care să aducă bani la buget, bani cu care putem construi autostrăzi, școli, spitale, bani cu care putem aduce România la nivelul secolului 21. Nu ne mai țineți în beznă și lăsați-ne să prosperăm. Cristi Berea, senator USR+.